Deși a investit o sumă destul de mare în cele două construcții inedite, Dragoș Iliescu spune că nu-i pare rău. Casele au în total aproximativ 200 de metri pătrați și tot confortul necesar, bucătărie, baie, încălzire prin pardoseală, dormitoare și șemineu. Acoperișurile sunt făcute din pământ și se pot transforma oricând în adevărate grădini. Construcția celor două case a durat 3 ani, proprietarii fiind ajutați de un localnic. Aveai domnul Dragoș, care a venit la București aici, a plăcut terenul, i-a plăcut zona și a zis ca să facem o casă ecologică. Eu fiind constructor, da, domnule, de acord, a făcut dânsul știță, vreau așa, cum o vrea dânsul, pe lemn de ștejar. Am fasonat lemnul cum ne-a trebuit, după aceea am pregătit rețeta de tencuială. Dar nu v-a speriat când ați văzut ce vrea dânsul, case îngropate și... Nu v-a speriat, pentru că, fiind constructor, de exemplu, este ceva aparte față de ce este natural, adică ce este... E natural, da. Ideea a fost că atunci când, domnule, cum poți să faci să pui pământ pe acoperiș? Se poate. Astea toate dispar la un cutremur, ăla le-a rămas, să știți. Ați mai făcut ceva asemănător până acum, nu? N-am făcut, că nu mi-a cerut nimeni, știți, ca să fac, dar... Dacă se cere, se face. Dar plăcea să locuiți în ceva asemănător? Hai de cap. Păi eu aș face, dar îmi trebuie ceva bani. Toată lumea care are bani recomand să facă așa ceva. Și avem două case aici. Una este din pământ la suprafață, cea din spate, care este doar pe fundație de piatră pusă o talpă de stejar. Aia e practic fundația casei, de fapt, este talpa de stejar. Este ca și cum ai ridica-o cu totul, ca un șasiu autoportant. Stâlp de stejar și apoi în mijloc am pus pământ, am cercuit, să spunem așa cum zic ei pe aici, sau am bătut nuiele pe exterior și pe parte și pe alta și înăuntru am aruncat pământ cu paie și cu balegă de cal. Nu pentru că i-ar da nu știu ce consistență balega, dar balega are ia niște enzime care ajută ca pe peretele să nu mucegăiască. Deci sunt niște, ca un fel de antibiotic. Iar la exterior se pune balega de vacă că e rumegătoare când faci scliviseala de exterior ca să fie mai fin paiu. Și ca să se poată întinde, că altfel ies paie din acelea, marca la, așa la cal. Asta e teoria, să zicem așa, de ce să punem balegă. Sterilizant, natural. Și apoi a venit vorba despre acoperiș, cum facem acoperișul din pământ. Și aici am studiat, există studiu făcut de Facultatea de Arhitectură Ion Mincu, există documentație, te-o downloadez de pe net. Deci nici eu am downloadat atâta un dosar. Așa, unde spune exact toate variantele, toate situațiile care le poți întâlni la un acoperiș, cum să le faci. Respectiv s-a obținut și proiectul în mod oficial, deci autorizația de construcție pentru casele acestea. Că multă lume își pune problema, dar oare se poate face cu autorizația așa ceva? Se poate, da. Este, se poate, nu suntem noi primii. În Germania am înțeles că sunt deja multe și chiar și blocurile, ceea ce mi-aș dori și eu să se întâmple, poate prin reportajul acesta, să înțeleagă lumea că și o casă normală se poate adapta. Deci chiar peste învelitoare îi pui membranele care trebuie, îi pui niște borduri ca să nu cadă pământul în partea de jos, pui pământ și gata, ai casă cu acoperiș verde. Și dacă se întreabă cineva, dar de ce acoperiș verde, domnule, că stau bine și cu tabla pe casă și ce mai am eu? Pentru că, în primul rând, redai suprafața acoperișului naturii, acolo vor veni miliarde, cred, de spirite vii. Firul de iarbă, gâza, furnica, albina și poți să-ți faci chiar și o mică grădină. Deci noi pe casă avem spice de grâu, acum s-a cosit și de aceea vedeți așa uscat. Pentru că e vremea cositului, am cosit. Și nici n-am luat fânul de pe ea. O să o luăm zilele astea. Dar au fost ani când puteam să udăm și acum putem să udăm și să facem o mică grădină, dacă am vrea. Este foarte frumos acum, pot să spun, chiar cu mândrie. Chiar m-am adaptat foarte bine locului acesta și... Simțim de acum că facem parte din el. La început a fost mai greu, într-adevăr, dar cu timpul ne-am obișnuit și ne ajută și foarte mult peisajele. Ne ajută copiii, le place foarte mult și dacă ei sunt fericiți și noi suntem fericiți. Mai nou și oamenii din zonă ne acceptă și chiar ne susțin. Îndemnăm pe cei care sunt și locuiesc în marile orașe să renunțe la comoditate, la confortul acela pe care totuși îl oferă un oraș și să meargă în natură. Pentru că
natură găsești și sănătate și liniște și tot ceea ce are nevoie corpul să se vindece chiar, să se regenereze, să se întrețină. Aici este casa așa zis semi-îngropată, care într-adevăr a fost mai scumpă, vorbeam de prețuri mai devreme. Din cauza că trebuie să scoatem de aici câteva mașini bune de pământ, totul s-a complicat și a fost mai scump. Așa ceva nu recomand decât dacă e cineva care, mă rog, pasionat și dorește. Cealaltă, în schimb, de afară, aceea este chiar convenabilă. E o casă care toată lumea și-o poate permite și o zic că e mai ieftină decât structura clasică. Da, și aceasta e casa aceasta. Avem sfragerie. Avem o sobă care ne face și cald în calorifere, ne face și cald în boiler. Are niau centrală, iar e o chestie care, într-adevăr, trebuie știută. Are un cazan acolo, se face focul, cazanul primește flăcările, mă rog, flăcările încălzesc, apa fierbe, mă rog, se încălzește și apoi e preluată de o pompă, tur-retur și se duce în 10 calorifere și într-un boiler de termic. Așa. Ce mai avem? Mai avem două dormitoare, unul este aici, celălalt. Da, așa, are și baie. Mai avem... Acesta trebuia să fie dormitorul matrimonial, să spunem așa, pentru că are... Acesta trebuia să fie dormitorul matrimonial, să spunem așa, pentru că are baia aia direct. Așa ne-am gândit noi. Cu timpul se pare că o să mai trebuie să vedem ce face, să ne extindem sau să ne mutăm noi în casa mică, pentru că cresc copiii, văd că foarte repede. Mi se pare ideea vecinilor și construcțiile vecinilor. Foarte ingenioasă. Foarte ingenioasă și consider că e și ceva mai aproape de natură, în mijlocul naturii, nu? Și asta ați lăsat orașul pentru... Am apartament în Bâlcea, dar m-am mutat de 2 ani aici și nu se compară liniștea de aici cu atmosfera din oraș. Mult mai bine, nu? Da, nu se compară, incomparabil. Una dintre încăperi este construită ca un bunker antiatomic după un proiect al specialiștilor în domeniu, este 100% în pământ și poate rezista la un cutremur de mare intensitate.